Extremismul și populismul sunt marile pericole la adresa democrației, pentru că sunt pericole născute din interior. Democrația însă și este subminată atunci când sunt promovate idei care au menirea să elimine încrederea cetățenilor în valorile democrației constituționale. Am văzut zilele trecute un eveniment condamnabil la deschiderea anului universitar într-o altă universitate publică. Mă adresez studenților atunci când primesc materiale de propagandă politică în spațiu universitar din partea oricărui partid politic, să le rupeți. Constituția României stabilește principiul autonomiei universitare și legea învățământului superior garantează acest principiu.